Domnilor și doamnelor, mă simt deosebit de onorat de a participa la această întâlnire deosebită. Mulțumesc domnului rector și doamna Nicitoloae pentru invitația și perseverența cu care au insistat ca să vin și să vă relatez despre toate cele ce se întâmplă acum, în ultimul timp, în nordul înstrăinat al Ucrainei. Știți că la 5 septembrie Parlamentul Ucrainei a adoptat legea nouă, legii a educației, prin care învățământul de peste 200 de ani în limba maternă în nordul Ucrainei este redus la zero, începând din 2018-2020, vor dispărea învățământul din școlile noastre. E un lucru care nu s-a făcut niciodată, absolut. Noi, în toate perioadele, la Austro-Ungare, 144 de ani, și precum în cea sovietică, de peste 50 de ani, am avut învățământul nostru în limba maternă, ce e drept. Numărul școlilor a scăzut la un an, la altul, dar s-a păstrat totuși într-un număr deosebit. Dacă într-o document pe care autoritățile cetățene l-au expediat la Chiev în 1940, imediat în primul an când Bucovina a fost ocupată, se scria că în regiunea Cernăuți funcționează 149 de școli cu predarea obiectelor în limba română. Ei, la încheierea regimului sovietic în 1990-91, ne-am rămas să avem doar 91 de școli în care se încărca învățământul în limba maternă. Din 91, când am devenit cetățeni ai tinerului și independentului stat Ucraina, din 91 de școli, acum avem doar 62. Astfel, de la an la an, deznaționalizarea și asimilarea românilor din regiunea Cernăuți se desfășura lent, așa, curgător. Noi observam acest lucru, protestam, scriam scrisori, toate organizațiile non-guvernamentale, naționale, românești din regiunea Cernăuți, dar lucru e și firesc într-un stat care tinde să devină un stat mononațional, cum este Ucraina. Numărul școlilor scădea, dar scădea într-un ritm mai mic. Prin această nouă lege a Parlamentului, care a fost adoptată de către Parlamentul Ucrainei, după cum am spus, la 5 septembrie, acești pași se fac într-un ritm dur, repede și fără ca să mai fie ca legea aceasta, mai ales articolul 7 din lege, este vorba de articolul 7, prin care învățământul în limbile minorităților naționale din Ucraina se lichidează. Rămân doar, se permite de a avea clase cu predare primare, cu predarea obiectelor în limba maternă. Astfel sunt vizate școlile care, minorități naționale care sunt autohtone și au învățământ în limba maternă. Este vorba de școlile cu predarea obiectelor în limba română, școlile cu predarea în maghiară, școlile cu predarea în bulgară, rusă și mai sunt acolo puțin ceva în limba elenă. Ținând de cont de acest fapt, noi ne-am adresat președintele Ucrainei. Imediat după adoptarea acestei legi, ne-am adresat președintele Ucrainei ca să nu promulge această lege. Ne-am adresat Parlamentului, ne-am adresat statului românului, domnului Iohannis, domnului prim-ministru Parlamentului și după aceasta, după ce președintele Ucrainei a promulgat această lege, pe sfârșitul lunii septembrie, ne-am adresat, noi speram cu toții că președintele Ucrainei, care știe inițial limba română și când a fost cerut în campanie electorală, spunea că o să vă votați măcar pentru faptul că cunoști și vă vorbesc limba, iată că nu s-a ținut de cuvânt și a promulgat legea.
în ultima instanță, cineva a testat la Consiliul Europei, ne-am adresat Comisiei de la Veneția, acum așteptăm decizia ei. Am avut la câteva, o săptămână și ceva în urmă, întâlnire cu membrii și cu secretarul general al Comisiei de la Veneția și am prezentat documentele necesare pentru ca ei să ne apere dreptul nostru constituțional. Vreau să răspund și aici, dumneavoastră, ca să vedeți cum sunteți specialiști în materie. Veți vedea că, să vă citesc aici în continuare câteva citate, din Constituția Ucrainei, unde ni se acordă dreptul de la învățământ în limba maternă și noua lege care vine, articolul 7, care vine în contradicție cu prevederile constituționale din articolul 10, 20, 22, 23 și 24 și 53. Dar un singur lucru vreau să spun, că și așa în întreaga lume, știm cu toții, nu știm în care limba a vorbit Adam și Eva și apoi care a fost această limbă. Și în momentul de față, știm, după construirea turnului Babel, s-a produs această diversiune, de a spune într-un fel, când au apărut foarte multe limbi, unele sunt vorbite de câteva sute de vorbitori, altele de un miliard și jumătate, cum e limba maitaneză. Și în momentul de față, în întreaga lume funcționează și sunt vorbite circa 6.000 de limbi, dintre care în fiecare an tot dispare câte o limbă sau două sau trei. Undeva se estimează că prin anul 2100 vor rămânea doar undeva 2500-3000 de limbi și cu timpul și așa deoarece vor dispărea. Dar noi, românii din regiunea celor și în general, eu cred că poporul român care vorbesc această limbă, peste 28 de milioane de români, nu ar fi de acord ca limba română, limba noastră, care este o limbă, poate și una dintre cele mai vechi limbi, să dispară. Poate mai mult că limba română este, așa cum spunea și Mihai Eminescu, limba română nu e, nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră. În acest sens vreau să spun că nimeni nu ar dori acest fapt ca limba lui maternă să dispară. Noi și așa eram asimilați, repet și accentuez acest lucru, dar totul această activitate a statului ucrainean se desfășura într-un ritm așa care nu trezea foarte mari suspiciuni și mari proteste. Părinții au dreptul să-și dea copiii unde doresc ei, deși ar trebui să țină la identitatea lor națională, cum spunem noi, ca la ochii din cap, pentru că e o, totuși, e o limbă, o cultură, o identitate națională extraordinar de frumoasă. Despre aceasta vorbește întreaga noastră limbă. Școala românească din actuală Ucraina are tradiții de peste 200-300 de ani. Eu am absolvit liceul numărul 10 din orașul Cernăuți, care, iată, cu 4 ani în urmă a sărbătorit 200 de ani de învățământ în limba maternă, în limba română. Dar scopul forțelor naționaliste și ultranaționaliste din Ucraina este asimilarea prin ucrainizarea forțată a comunităților naționale. Este această dorință a actualului regim politic de la Kiev de a asimila foarte rapid etniile minoritare, capătă un regim chiar de etnocid, am spune, și cuvintele sunt dure, dar așa este, pentru că de acum au și început să efectueze toate măsurile, să iei toate măsurile pentru ca aceste școli să treacă cât mai repede la predarea obiectelor în limba ucraineană. Manualele mele nu se prea, nu sunt traduse în limba română, sunt multe manuale care nu sunt traduse acum în limba română,
cetele bilingvismul, doar și așa, în fiecare școală, ei spun că nu se predă limba ucraineană, în fiecare școală, cu predarea obiectelor în limba română, obiectul, limba și literatura ucraineană, istorie, geografie, în multe, se predau de acum în limba de stat, în limba ucraineană. Și apoi, nu actuală putere, nu actuală puterea aparține decizia deschiderii școlilor române pe teritoriul actualului stat ucrainean. Aceste școli am spus că au vechime de sute de ani. Recenta lege a educației a fost adoptată în condiții lipsii totale de transparență. Legea nici nu a fost discutată, mai ales articolul 7 a fost cu o oră înainte băgată prin documente și au întâlnit numărul necesar de voturi, care am votat și 255 pentru adoptarea legii. Referitor la aspectele legale ale articolului 7 din legea educației din Ucraina, spunem următoare. Prin apelul Radei Supreme a Ucrainei din 28 august 1991, cetățenilor Ucrainei de toate naționalitățile li se garanta, spuneam, dacă citesc din declarația de independență a statului ucrainean. Prezidiul Radei Supreme a Republicii afirmă cu responsabilitate că declararea independenței Ucrainei nu va aduce nici de cum la lezarea drepturilor persoanelor, indiferent de naționalitatea lor. În apel, se mai spune că Ucraina, citesc, va asigura tuturor cetățenilor drepturi politice, economice și sociale egale, libertate deplină pentru dezvoltarea tuturor limbilor și culturii naționale. Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina spune clar că statul ucrainean își asumă obligativitatea privind crearea condițiilor necesare dezvoltării tuturor limbilor și culturilor naționale, articolul 2, precum și libera folosire a limbilor materiale în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în învățământ. Articolul 7 în legea educației încalcă toate aceste vorbi flagrante, aceste prevederi ale legii fundamentale a Ucrainei. Conform articolului 10 din Constituție, în articolul citesc, în Ucraina, Ucraina garantează libera desfășurare, folosire și protecție a limbii ruse, precum și a altor limbi ale minorităților naționale. Dar în articolul 22 din Constituție este fixat că sunt garantate drepturile la folosirea limbilor minorităților naționale. În continuare se vine în articolul 53 din publicitarea, în aliniatul 4, că cetățenilor ce aparțin minorităților naționale, conform legislației în vigoare, li se garantează dreptul de a studia în limba maternă. În noua lege, acest drept nu li se garantează, este trecut în mod brutal la predarea obiectelor în limba de stat. Dacă părinții nu mai pot copiii își da copiii ca să învețe în limba lor maternă, acasă vor vorbi cu ei întâi, așa, românește, urmă apoi ca copiii să poată mai ușor și mai repede învăța limba de stat, vor trece și părinții, iar peste bunicii nu se vor mai înțelege cu copiii și altele. Aș putea să vă aduc foarte multe citate și din alte norme legislative ale statului ucrainean care sunt încălcate prin noua lege. Noi contăm, ne-am adresat printr-o scrisoare membrii unui scriitor din Ucraina, ne-am adresat pe poporul român de pretutindeni, pentru ca să expedieze scrisori la Parlamentul Ucrainei, Comisiei de Veneția și altor instituții europene în apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor statului ucrainean. Noi contăm pe statul român, nu avem altă limbă decât limba română. Limba ucraineană este limba de stat. Noi, copiii noștri, mă însușesc și o cunosc. Degeaba doamna ministru umbla cu pretutindeni din Ucraina, a fost și la NATO și spune că această lege este spre
statul, în instituții statului ucrainean, românii și așa, cei care chiar învață foarte bine, totuna nu li se oferă, nu sunt numiți în posturile de conducere de Ucraina, de prima, a doua, secretară de stat, ministri și așa mai departe. De acum, în viața din 40, până astăzi, n-am avut niciun ministru român din Ucraina. Oare toți noi, jumătate de milion, pentru prima punct în Ucraina, suntem cu toții incapabili de a studia și de a vorbi limba de stat. Noi am însușit bine și limba germană în 544 de ani și limba rusă în 550. Așa că și ucraineană de acum, majoritatea tineretului nostru, care din 1991, de când Ucraina s-a introdus în școli în limba ucraineană, atunci când Ucraina a devenit independentă, în locul limbii ruse, limba rusă a fost schimbată cu limba ucraineană. Și de acum copiii noștri, în timp de 25 de ani, au învățat și învață, și mai ales că la fiecare pasă și în oraș, numai limba ucraineană, au fost oare de 250 de mii de lucrători al orașului, noi reprezentăm acolo 15-20 de români din orașul Cernăuți. Asta este situația noastră, am spus-o domnilor voastre, care sunteți specialiști în domeniul dreptului, a jurisprudenței și contem pe linia dumneavoastră și a tinerii generații, iată, care se află aici, în această sală. Vă mulțumesc și vă doresc bună și bună!